Începând de mâine, cursele speciale pentru elevi și studenți ale companiei de transport public Iași vor fi deservite și de câte un autobuz electric pe fiecare traseu. În acest fel vor fi făcute și măsurători în traseu în ceea ce privește comportamentul acestor autobuze, precum și autonomia lor în condiții reale de trafic. În funcție de aceste rezultate, numărul acestora va fi mărit pentru cursele pentru elevi și studenți. Până în prezent, la Iași au ajuns 16 autobuze din cele 20 contractate. Autobuzele au o lungime de 12 metri ating viteza maximă de 70 de km pe oră și au o capacitate de 82 de pasageri, din care 30 pe scaune.